Vă salut! Am legat centrala la încălzirea în pardoseală. Am pus și UPS-ul. Aceasta este a patra oară când fac focul în centrală. Am consumat aproape un sac din acesta de tocătură. Este tocătură din lăturaie de la gater. Am montat-o în felul acesta. Este centrala pe care am avut-o montată la soacra mea. Nu funcționează pe un coșii de sobă, coșii din cărămidă. Se infiltrează foarte mult gudronul și începe să iasă prin pereți. Și apare un miros foarte puternic de gudron. Unde a fost coșul, am făcut în felul acesta, am sudat o ușiță. Aici a fost coșul. Coșul fiind foarte mic, se înfunda foarte repede. Interiorul fiind de 100 de milimetri. L-am tăiat la față și am pus acest coș de 150. Am mai sudat încă o dată. Urmează să îi pun o mască din tablă, cum am făcut și în locul acesta. Aici era apa menajeră, am eliminat. O să scot robineții și o să pun un capac. Acum avem 84 de litri, nu mai agent termic, nu mai avem și apa menajeră. Singura modificare pe care am făcut-o, am dat gaură în capătul virolilor, chiar pe centru, ca să comunice cu ambele bazine. Aici am pus o țeavă de jumate, supapă de presiune și termomanometrul. Aici am mai sudat o țeavă și am pus acest aerisitor și am pus termostatul pentru pompă. Și în locul acesta am dat gaură de 32 și am sudat o țeavă de un sol ca să pun termostatul pentru tiraj. Nu am terminat de făcut tavanul, dar este foarte bine. Este o diferență de 10 grade față de afară. Se încălzește mai greu pardoseala. Am făcut de dimineață focul odată și acum vreau să fac focul și să luăm câteva valori într-o oră. Să vedem ce temperatură avem la pardoseală și cam în cât timp ridică apa în centrală. Aici nu intră mai mult de 50 de grade în instalație, că avem vana de amestec. Este pusă pe maxim. Aici vreau să scot un burlan și să pun un recuperator de căldură, pentru că iese o temperatură foarte mare afară. La exterior am făcut în felul acesta, am pus 5 burlane, am ancorat provizoriu în felul acesta. Acum vreau ca să am cumpărat tablă și vreau să fac izolația coșului, iar la exterior să punem tablă galvanizată. Trage foarte bine. Aici am făcut așa, acest capac cu un ștuț de țeavă și am înfiletat acest capăt cu furtun și ajunge condensul în această sticlă. Am vărsat sticla de dimineață, se strânge cam vreo 2 litri în aproximativ 3 zile. Vreau să vă arăt coșul acum și după. Când coșul va fi gata, o să-i punem 3 ancore ca să nu-l dea vântul jos. Așa arată focarul, încă mai era jar. Am scos acest grătar, l-am făcut din fier striat de 8, am înduit capetele și le-am sudat în felul acesta. Am făcut acest grătar
cu o înălțime de 5 cm ca lemnele să nu atingă fundul cazanului, să rămână o distanță de 5 cm, aproximativ 5 cm, ca oxigenul să ajungă sub lemn atunci când distribuitorul de aer este la o distanță nu mai mare de 20 de cm. Și în felul acesta se ard toate lemnele. Aici a mai fost jar, am aruncat câțiva strop de apă și o să vă arăt cum o să scot cenușa. Acest gudron se arde de la o ardere la alta. Acesta este coșul de 150, iar partea aceasta este de 100 de milimetri. Aceasta are 150. Acum o să vă arăt cum scot cenușa, pentru că au fost persoane care au vizionat filmulețele mai vechi și mă întrebau cu ce scot eu cenușa din centrala aceasta. Cu acest făraș, cu coadă mai lungă, de 70 de centimetri, nu era nevoie ca să scot astăzi cenușa, dar am vrut ca să fac un filmuleț să vedeți cum funcționează. Introduc acest făraș. Și scoatem foarte ușor cenușa. Acesta a fost un prototip. Vreau să fac un alt model, numai din inox. Așa arată partea de jos a cazanului. Aici s-a udat partea de jos când am aruncat eu apă ca să sting jarul acela. Acum punem grătarul. În felul acesta. Să vedeți cât de simplă poate fi această centrală. Cea mai simplă este foarte eficientă, cu lemn tare, lemn de fag. Am avut la 5 radiatoare autonomie de 24 de ore, cu 4 găleți de lemne. Acesta este distribuitorul de aer. Acesta stă pe lemne și coboară până pe fundul cazanului, până la partea de jos a cazanului. Este o țeavă de 2 țoli într-o țeavă de 3 țoli. Avem în felul acesta. Să aprind lumina. Uitați. Țeava de 2 țoli este prinsă cu un cablu și merge pe acest scripete, care scripetele este sudat de țeava exterioară. Iar aici avem o clapetă cu lanț pe care o să-l prindem de termostatul de tiraj. Acum o să pun un sac sau doi de tocătură de paulonia. O să rup sacii ca să se așeze bine. O să completăm cu această tocătură uscată. Thank you.
Este aproape un sfert. O să mai introducem un sac de tocătură de paulonie. Sacii s-au răscopt de la soare. Aproape că s-au umplut cu doi saci. Acum o să punem tocătoră de brad. Să văd acesta. O să aduc o mână de talaș. Avem așa. Și în acest spray am motorină. Acesta era spatele centralei. Fac într-un fel să arate diferit această intrare. Am luat lampa și o să dăm foc. Este foarte comodă această ușiță. Are rolul și de regulatorul de tiraj. Ea o să stea tot timpul deschisă, nu în felul acesta, în poziția aceasta. De aceea vroiam să fac modificarea la capacul acesta, să-l fac de 50 de centimetri mai înalt și să fac o ușă în jumătate. Arde foarte bine. Am aprins focul la ora 16 și 13 minute. Vreau să văd în cât timp ardem doi saci de tocătură de lemn moale. Și avem 28 de grade în instalație. Presiunea e cam mare. Trebuie să fie aproximativ un bar. Nu am specificat de ce am sudat țevile acestea deasupra, pentru că înainte se forma o pernă de aer în locul acesta și tot timpul aveam aer în instalație. Acum, după ce am sudat aceste ștuțuri, a dispărut zgomotul apei din instalație. Se aerisește foarte bine. Arde foarte bine. Acum, fac în felul acesta. În felul acesta o să rămână pe tot parcursul arderii. Focul arde în centrală și nu avem fum. Arde foarte bine. Așa arde focul.
Ceasul este 4 și jumate și avem deja 65 de grade. În aproximativ 20 de minute s-a încălzit la 28 de grade, la aproape 70 de grade. Avem 30 de grade în instalație. Avem 15 grade în instalație. Nu prea se vede. Pompa are 27 de grade. Aici avem 15 grade, 14 grade, pardoseala. Aici avem 12 grade. O să mai măsor și mâine. Aici avem 11. E posibil să scadă sau să crească. 12. Mergem și mai în spate. Aici este în zona unde am izolat. Aici este în camera unde vreau să fac biroul. Și pardoseala are 20 de grade. Aici am și 14. 14. 15. Suprafața este foarte mare, centrala nu prea face față. Avem 170 de metri pătrați de încălzit. Aici am început să repar la strung. Aici avem 10 grade la 2 metri de centrală și mergem și afară să vedem câte grade avem. O să iau și două valori din interior și exterior. Deci avem 11 grade pardoseala în interior. Nero. Iar la exterior avem 3 grade. Și termometrul este la 2 grade. A început să ningă. Avem în atelier 6 grade. Afară sunt cred că 2 grade. Am pus două recuperatoare. Am scos burlanul acela direct și vreau să preiau mai multă căldură după coș și am ridicat coșul ca să se scurgă condensul către exterior. Am cumpărat un spray și am dat cu spray argintiu și am pus și tabla aceea aici. Trebuie să o prind în pocnituri ca să clipseze bine de tablă. Și aici am dat cu argintiu. Aici am lăsat locul acesta ca să fac o centrală sub rachetă.
o am în lucru de mai mult timp, dar nu am terminat-o. Am încărcat centrala cu 2 saci de tocătură și am completat peste tocătură cu tocătură din brad. Apoi am pus rumeguș cu ulei și câțiva coceni. Acești coceni i-am găsit în strung. E cărea șobolani. Acum o să închid și o să dau foc. Încălzesc burlanul ca să se facă tirajul. Arde cu pulsații. Să închidem așa arde. Avem și clapeta deschisă. Începe să se usuce și vopseaua. Aici am dat de jur împrejur cu la fiecare țeavă în parte. Am dat cu silicon pentru că nu clipsa bine. Aici recuperatorul s-a înroșit. Nu se poate ține mâna la 30 cm de el. Deci am făcut bine că am pus aceste recuperatoare. Mâine o să iau un spray să reziste la temperatură și o să vopsesc și burlanele acestea, un spray cu negru. Să luăm câteva valori. Avem 134 de grade. Lângă centrală se stă cu greu. Avem 150 de grade. Iar recuperatorul are peste 600 de grade. Aici este peste 600 de grade. Aici avem 575 de grade. Se înroșește și următorul. Următorul are 390. Avem 430 de grade. Și la ieșire avem 289 de grade. Foarte mult. Mergem afară să luăm câteva valori și de la coșul exterior. Nu avem fum, dar vreau să văd ce temperatură are burlanul. Iau temperatura de la aproximativ 1 metru. Avem 215 grade. Foarte mult.
Următorul pas este să Următorul pas este să izolăm acest burlan. -236 de grade. Mai am o variantă, să prelungesc burlanele în interiorul atelierului. Să fac undeva 3-4 metri liniari. Pentru că ne iese foarte multă căldură pe coș. Aici mai am 3 burlane de 150 și o să fac în felul acesta. De aici o să pun un cot, o să cobor un metru, o să pun 2 coturi la partea de jos, mă ridic cu un metru și o să ieșim în afară. Să facem în așa fel să stagneze fumul mai mult. Și atunci o să iasă totuși și va ieși pe coș undeva la 100 de grade. Am făcut focul aproximativ la 1,5. Să vedem cât ne ține cu un plin de tocătură. Ieri m-a ținut aproximativ 3 ore și jumătate. Cam puțin. Centrala este mică pentru acest atelier. Atelierul are 170 de metri pătrați. Încălzire în pardoseală. Dar mă mulțumesc pentru că fac focul dimineața și seara. Am făcut 2 focuri. Sunt destul de mulțumit. Această centrală am plătit ca să o fac 1500 de lei. Cu material, cu tot. Deci este cea mai simplă centrală. Când am avut această centrală montată la soacra mea, încălzeam 5 calorifere de 1 metru și autonomia era de 24 de ore. Cu un plin de lemn tare. 4 găleți de lemn de fag și așezate vertical. Cam atât. Sper că v-a plăcut acest videoclip și sper să vă fie de folos. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, numai bine! Aici avem aproape 17 grade.